Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să facem o cremă elvețiană și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. O să avem nevoie de albuș, de unt, de zahăr pudră și esențe după placul nostru, după gustul nostru. Într-un vas o să punem puțină apă, o să punem un castronel, o să punem două albușuri care au 65 de grame, adăugăm și zahărul pudră, 200 de grame de zahăr pudră și amestecăm până se topește zahărul pudră. Și o să ajungem la o temperatură de 70-80 de grade. Și amestecăm continuu. Aici, uitați, aproape 80 de grade. Acum închidem și dăm deoparte. Am dat de pe foc. Acum o să mixăm, o să batem. Compoziție până când va deveni o bezea foarte tare și va ajunge la temperatura camerei. Albușul cu zahărul a ajuns la temperatura camerei. Putem adăuga și esență de vanilie, de rom, de migdale, de ce ne place, de fistic și untul. Îl adăugăm la temperatura camerei, să fie moale, puțin câte puțin. Și o să punem puțin unt și mixăm. Acum o să adăugăm din nou puțin unt și așa îl adăugăm puțin câte puțin până se incorporează tot. Și mixăm. Acum o să punem restul de unt care a mai rămas. Și mixăm. Crema este gata. Ia uitați, aceasta este consistența. Avem crema, avem culorile și o să punem aici în acest poș. Și o să decorăm brioșe. Acestea sunt culorile pe care le-am folosit pentru crema elvețiană. Cu scobitoarea luăm din fiecare păhăruț și o să punem pe. Sunt comestibile, sunt bune. Cine dorește o să găsească linkul în comentarii. Am aici poșul unde am pus culori alimentare, ia uitați, cu o scobitoare și o să punem așa în interior câte o culoare și o să facem un curcubeu. Vedeți, am pus cu scobitoare și verde, și galben, și roșu, și albastru. Și acum o să punem crema Acum o elvețiană, să să punem crema în poșul nostru. După cum vedeți, aceasta este crema și o să decorăm brioșele noastre.
va molto mesc. Per visionare, și vă doresc multă, multă sănătate. Și o să ne vedem cu următoarea rețetă. Vă pup dulce pe toți și vă urez o zi frumoasă tuturor și multă, multă sănătate. La revedere și numai bine vă doresc. Mulți pupici, la revedere!